Un nou derby, o altă problemă. Dacă în meciul dintre CSM Dunărea și Arsenal Malu, noroiul a stricat spectacolul, la partida dintre Arsenal de Giurgiu și Unirea Izvoarele, vântul a fost cel care i-a deranjat pe jucători. Cu toate acestea, încleștarea de sâmbătă a fost una echilibrată, cu ratări de o parte și de alta, momente controversate și un gol după un contraatac eficient. Meciul a debutat cu o lovitură liberă executată bine de Matache, însă portarul oaspeților a fost pe fază. În minutul 8 vine rândul Unirii să amenințe poarta apărată de Barbu. Mai întâi galbenegri solicită penalti după intrarea lui Marius Gheorghe asupra lui Preoteasa, după care Marian Stan trimite un șut de la distanță care nu i-a pus mari probleme golkeeperului de la Malu. Gazdele revin în atac și după ce Silviu Radu încearcă pe Stanciu dintr-o lovitură liberă, minutul 19, Arsenal deschide scorul prin Jelescu după un contraatac inițiat pe partea stângă de Nemțescu și continuat excelent de Ahmed Ferdin. În ciuda vântului care bate din ce în ce mai puternic, jocul se încinge. Stanciu scoate de sub transversală mingea șutată de Radu din lovitură liberă, în timp ce la cealaltă poartă Unirea este aproape de gol după un șut excelent al lui Pârvu. Oaspeții înscriu până la urmă minutul 45 prin Asan. Capitanul Unirii a reluat cu capul centrarea lui Pârvu, însă golul a fost anulat după o semnalizare a tușierului. Golgheterul celor din Izvoarele și-a dat seama târziu că reușita n-a contat pe tabelă, demonstrând că se pricepe nu numai la fotbal, ci și la dans. M-am bucurat degeaba, am fost foarte sigur de mine și aștept înregistrările voastră ca să-mi arătați și să vă demonstrez că nu a fost offside. Deci acolo n-a fost offside, era 1-1, eu zic că meritam un egal astăzi. La depostul avantajului de pe tabelă, gazdele au făcut un pas înapoi și au încercat să dea lovitura tot pe contraatac. Matache și Ferdin l-au încercat din nou pe Stanciu, însă fără succes. Minutul 79, Draghia șutează de la distanță, însă Barbu prinde. Punctul culminant al întâlnirii are loc în prelungiri. Preoteasa scapă spre poartă, talonat de Gabriel Alexandru, intră în careu, dar este deposedat în momentul șutului. S-a încheiat 1-0, iar gazdele revin pe locul secund. Presiunea e acum pe Unirea Izvoarele. Ca ei au avut un singur șut pe poartă, a ieșit gol, așa e în fotbal, când le ai și nu le bagi. Eu zic că au fost și ajutați de, așa zis, și arbitri de la București, au fost ajutați, am avut două penalturi clare, dar nu mai devine nimic, este, am fost la mâna noastră, să rămânem pe doi. A fost un meci destul de greu, cu echipa care se luptă cu noi acolo sus, trebuia să batem neapărat. Ne-a motivat, ne-a mobilizat și într-un final am câștigat. Asta e cel mai important pentru echipă și pentru noi. Tărit ironiile celor de la CSM Dunărea, a fost un adevărat război pe Facebook. Și asta a fost ceva, da. Ne-am împins puțin din spate. A fost o ambiție pe care am avut-o cu ei. S-a terminat bine și asta e cel mai important. Andrei Nemțescu era fericit după meci. Un meci foarte greu pe care l-am dominat. Cred că dacă aveam mai mult curaj, puteam să mai marcăm goluri. Sunt fericit că am câștigat, felicit băieții. Le urez multă baftă și adversarilor în continuare. Prea multe nu am ce să zic, pentru că bucuria e mare. Am fost pragmatici, sper să fim mereu așa. Arsenal Malu a scăpat de ambele contracandidate la turneul pentru stabilirea campioanei. Etapa următoare se vor întâlni Unirea Izvoarele și CSM Dunărea Giurgiu. Ambele formații au moralul afectat după etapa de sâmbătă. Unirea deoarece a pierdut cu Malu, iar CSM pentru că a remizat cu Progresul Valea Dragului, echipa aflată în a doua jumătate a clasamentului.